Mult urmărim și noi imagini în direct și așteptăm cu interes, iată, să vedem ce vor spune liderii politici astăzi. Din ceea ce îmi dau seama, cred că s-a încheiat ședința mult mai repede astăzi, după 2 ore și 20 de minute. Nicolae Ciucă, îl ascultăm. L-am pornit. Ați funcțiilor din Parlament? Bună ziua, am finalizat toate activitățile care vizau formarea guvernului. Suntem în măsură să mergem luni cu o propunere de premier. Am convenit să avem o propunere unică de premier. În momentul de față am lucrat toate cele două variante, așa cum am precizat și ieri, atât cu o formulă premier PSD, cât și una PNL. Urmează ca până mâine dimineață să stabilim și să avem o formulă. Care va fi formula unică de premier, dacă tot ați convenit-o? Nu am convenit-o. Am zis că până mâine dimineață convenim și formula unică de premier. Pe ministere ați mai avansat. Aveți două liste de ministere în funcție de premier? Exact. Care sunt acestea? Urmează să le comunicăm mâine când vom avea decizia pe premier. Dar rămâne în cazul unui premier liberal 10 ministeri la PSD, inclusiv secretariatul general al guvernului, 8 la PNL și 3 la UDMR și invers în cazul în care e premier PSD, revin 10 ministeri liberalilor? În principiu așa. Da. Transporturile și finanțele vor merge la partidul care nu are premierul? Transporturile, finanțele și secretariatul general rămân la ministerul care la partidul care nu are premier. Și se vor schimba în momentul exact. Există și această variantă discutată. Aveți siguranța că după ce prezentați decizia partidului veți ajunge la o propunere comună sau am putea vedea din nou un blocaj? Mâine vom prezenta în fiecare partid în forul partidului și după aceea, de aceea v-am zis că urmează să definitivăm. După negocierile de aseară au apărut foarte multe nemulțumiri în partea liberalilor din țară, vorbim aici de șef de consilii județene, de primari, tocmai pentru că nu ați putut obține în cazul în care preluați funcția de premier, n-ați obținut și ministere importante cu foarte mulți bani, vorbim aici de transporturi, de finanțe, de dezvoltare, ministere pe care știm că le voiau liberalii. Suntem într-o echipă de negociere, am negociat cu celelalte partide, s-a ținut cont de tot ceea ce reprezintă ponderea parlamentară a fiecărui partid în parte și în felul acesta s-au purtat negocierile. Considerați că în momentul de față Partidul Național Liberal a reușit să obțină mai mult decât a obținut domnul Orban, pentru că atunci, în iarnă, au fost reproșuri că domnul Orban a încercat să obțină mai degrabă supraviețuirea sa politică decât ministere importante pentru Partidul Național Liberal? Așa cum arată varianta cu premier PNL, am obținut mai mult decât data trecută. Iertați-mă, dar finanțele sunt la PSD, dacă se merge pe varianta. Este o formulă agreată. Un pic mai devreme am precizat că partidul care dă premierul nu are Ministerul Finanțelor. Credeți că liberalii vor avea răbdare un an jumătate până vor intra în, să spunem, procesia finanțelor și transporturilor? Este nevoie de foarte multă răbdare, pentru că nu ne găsim într-o situație pe care să o rezolvăm dintr-o dată, pomnind din deget. Este cât se poate de necesar să avem această răbdare, să avem încredere unii în ceilalți și să furnizăm cetățenilor români siguranța de care este nevoie în situația în care ne găsim. Bine, la care susțineți că mai avem două variante încă de guvern. Ne puteți explica cum ați făcut împărțeala la secretar de stat și prefect, pe ce pondere, care este calculul? Împărțirea s-a făcut ținând cont de ponderea parlamentară a fiecărui partid în parte. Mâine, forul de conducere al partidului, ce veți supune la vot practic? Și varianta social-democraților sau doar varianta... Nu putem să supunem la vot în Partidul Național Liberal varianta Partidului Social-Democrat. Nu, s-a acceptat un premier social-democrat. Discutăm mâine dimineață. Nu, exclusă varianta premierului social-democrat. Păi dacă ei votează... Să supună la vot că merg cu PNL? Dar vedem în același punct. Dacă există bunăvoință și există speranță și discutăm public această chestiune, vom găsi calea de comunicare și vom aduce argumentele necesare să putem să venim cu o formulă
unică de premier, acceptată de toate partidele. Cum s-au desfășurat astăzi discuțiile? Care ar fi cea mai probabilă variantă? Premier PNL sau PSD? Așteptăm să decidă fiecare partid în parte. Domnule Ciucă, nu PNL o să decidă PNL și PSD? Adică ce... Excludeți scenariul ca mâine Partidul Național Liberal să vină cu decizie premier liberal în primă, la prima rotativă, și iar PSD să vină cu premier PSD la prima rotativă? Este foarte ușor de dedus că vom face în așa fel încât la prima variantă să avem premier al Partidului Național Liberal. Pentru asta suntem aici. Asta ce se întâmplă? PNL e foarte ușor de dedus. Dar la socialdemocrații, unde știți că nu vor decide să pună pe Marcel Ciolacu prima oară, așa cum de altfel au decis cu câteva zile în urmă. Vom discuta toate aceste chestiuni. Vă mulțumim, o zi bună. Am petrecut atât de mult timp.